Consiliul Local și nu că suntem majoritatea consilierilor locale care nu știu să prezenta ședință, dar prin caracterul public am văzut că avem și invitați, domnul Dan Tavu și domnul Micuteru, da? Am să dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi a prezentei ședințe. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primar. Depunerea jurământului de către supleanți ale căror mandate sau respectivare de consilier local au fost validate de judecătoria Moinești. 3. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Său, inițiator primar. 4. Proiect de hotărâre privind alegerea comisiilor pe domenii de specialitate, consiliul local al Comunei Său, inițiator primar. Probleme diverse. Supunem la votare ordinea de zi. Cine este pentru? Votat în unanimitate. Primul proiect al ordinii de zi este alegerea președintelui de ședință. Acum 4 ani de zile noi am implementat, să zic așa, ideea de a, ca primul președinte de ședință să fie tot președintele de vârstă, 3 luni de zile. Și cred că nu este nimeni împotriva acestui lucru, de pentru care proiectul de hotărâre a domnului primar era ca domnul consilier Iurcă Ion să fie ales președinte ședință pentru o perioadă de 3 luni, noiembrie 2020, ianuarie 2021. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumim. Rugăm pe domnul consilier că se pune la încredere ședinței. Începem cu depunerea jurământului de către supleanții al căror mandate de consilier local au fost validate de judecătoria Moinești. Doamna secretară al Comunei, Sorina Iuliu. Vă dau citire numai dispozitivului încheierii prin care au fost validați supleanții. Dosarul 4026/260/2020 al judecătoriei Moinești dispune: admite cererea, având ca obiect validare mandat consilier supleanți, formulată de secretarul general al Comunei Său. În temeiul articolului 119 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019, validează mandatul de consilier supleant al candidatului Apostol Radu Vasile de pe lista Partidului Social Democrat și mandatul de consilier local al supleant, de consilier local supleant al candidatului Ferchiu Marius Andrei de pe lista Partidului Național Liberal. Prezenta se comunică secretarul general al Comunei și instituției prefectului județului Bacău cu drept de apel în 3 zile de la comunicare. În condițiile în care a rămas definitivă prin neapelare, ne aflăm astăzi în ipostaza de a depune jurămintele consilierii locali. Procedura ați văzut-o și la ședința anterioară. Consilierul care depune jurământul va pune mâna strângă pe Biblie și Constituție sau numai pe Constituție. Va citi jurământul, va semna. Da, vă rog pe domnul Apostol. Jur să respect Constituția României și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei a Său. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția României și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei a Său. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Alegerea viceprimarului Comunei Sălt.
În conformitate cu prevederile articolului 152 din OUG numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Viceprimarul este ordonat primarului și în situații prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situația în care exercită numele primarului atribuțiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuțiile sale viceprimarului. Viceprimarul este ales prin vot secret cu majoritate absolută din rândul membrilor Consiliului Local la propunerea primarului sau a consilierilor locali. Exercițiul votului se face pe bază de buletine de vot, alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a Consiliului Local. Citesc și asta. Le explică doamna. Buletinele de vot sunt tipizate, așa arată. Aici o să trecem opțiunile care vor fi făcute. Dumneavoastră veți merge în cabina de vot, veți X-a în dreptul acelei opțiuni și veți așeza buletinul în urnă. Cel mai bine ar fi ca să desemnăm doi reprezentanți care să asiste la numărarea voturilor din partea, nu? Da, din partea a două formațiuni politice. Din partea PSD-ului, vă rog. Domnul Dogaiu Mariano. Din partea PNL-ului? Domnul Nicodim Costel. Vom proceda tot în ordine alfabetică la vot, ca să nu existe interpretări. Momentan așteptăm propuneri, nu? Vă rugăm să propuneți, aș începe cu partidul majoritar, cu PSD-ul, propuneți pe cineva dintre dumneavoastră pentru postul de viceprimar. Având în vedere că în timpul care a trecut de la alegeri și până astăzi, organizația PSD astfel nu a putut croi în jurul ei o majoritate, noi îl propunem pe Crăciun Ionuț. Am înțeles. Deci Crăciun Ionuț din partea PSD. Partea PNL. Domnul. Din partea Spatelor Național Liberal, noi propunem pe domnul Iurta Ion. Din partea Partidului Neamă Românesc. Bună ziua, am onoarea să vă stimați colegi. Având în vedere faptul că Partidul Social Democrat este foarte inimos și empatic, să nu spun altfel, și l-a propus pe estimatul nostru coleg Crăciun Ionuț, le mulțumim frumos pentru această propunere onorantă și, având în vedere, președintele ce-ar mai putea spune. Așa că, mulțumim. Vom lua de bună această propunere. Eu, ca președinte, mă voi ralia acestei propuneri, deși nu sunt deloc satisfăcut, pentru că Partidul Social Democrat e un partid mare, corect, ar fi trebuit să aibă propria propunere. Au propus un candidat de la alt partid, respectiv de la partidul nostru, așa că eu, având trei consilieri, ce mai pot spune decât că am rămas fără privind. Vă mulțumesc mult. Ceea ce nu este corect. Mai bine, domnul Suțu Doret. Mă rog, de la PNL, dacă probleme propun unul. Mulțumesc. Rămânem deci pe doi, da? Da. Trebuie să scriem buletinele, da? Sigur. Cât timp se completează buletinele? O mică ședință de consultare, se poate? Sigur. Sunteți de acord? Dacă sunteți de acord. A, să vă retrageți de tot? Nu, A, să aici. Da, nu știu, de ce trebuie să la vot ca să avem discuții? Hai să terminăm în 5 minute și mai puteți discuta. Discutăm legat de ce este două propuneri, dar vrem să vedem ce poziție... Stați un pic, dumneavoastră ați avut o propunere, nu? Da. S-a consemnat. Da, o să mai facem un ședință de prosfătuire. Nu, că mintim, e serios. Supunem la voi și vreau să intrați. Să scriu astea 5 minute, nu stăm la voi. Da, să scriu astea 5 minute, nu stăm la voi. Supunem la voi. Nu stăm la târg. În un moment, unul vrea, prin lege este voi. Da, de o lună jumătate ne consultăm și am ajuns aici. Domnul Marezor. Deci este voi.
foarte. Deci sunteți de acord pentru... Cine este de acord? Pentru pauză de 2 minute, 3 minute, nu e... Da. Ați considerat, da? Ați numărat? Deci da. Sunt 5, 8, 9. Da. Pentru. Știu, dar... Poți să rămâi aici, eu să te așez acolo, în scaun. Da, nu-i rău. Păi avem nevoie de mediu. Nu poți să te așez în scaun acolo. Poți să rămâi, eu rog. Păi nu, dar ce ați vrut? Ați vrut să mă... Ce? Să mă tăvălească pe mine ca să... Da, avem ajutat. Avem. Care-i problemă? Este problemă, sunt de la știință. Nu? Am ajutat acolo. Relevant. Poate să... Și diferent. Poate? Nu pot să fac eu nou. Noi, ce nu văd ce să... Să nu zici că vrea să te schimbi, că asta ne-ar afecta și pe noi. Poate să schimbi primarul, tot la secretar. Nu complemează pe tine. Dar să nu mai vin. Păi deja s-a consemnat și a spus, trece la completarea mai bine. Iar dumneavoastră au cerut o consultație, o consultare, ca să se decidă da, la propriu. Ceea ce arată că nu se hotărâți de ceea ce arată. Eu nu mi-am văzut că sunt 9, că sunt 10, chiar mai mult. Nu, nu chiar așa. Să nu mă gândesc să nu mă propună pe mine, puteți să mai treceți după aia. Da, totuși trebuie să fie o surpriză, nu? Da. Da, este dreptul constituțional, fiecare a timp de noi, să fie propunut. Sau cu dat? X. Cu X. Da. Bine. Da. O să lucrez și eu. Am văzut că în lege și da și X și... E aceeași. E aceeași. Da, ți-am dat. Prima variantă,
Partidul Neam Românesc, 2 Iurcă Ion PNL, da? Da. Fiecare va primi un buletin și un fix. Hai să renumărăm în comisia de sunt 15. Nu, fiind seama și mai multul dintre noi, dacă îți vine să procedura. De asta îmi place. Dragul meu, dacă faci tu ceva de nefăcut. Cum ar putea să ies așa aici sau care? Și-mi dau seama că n-ai încredere în președintele tău de la organizație. Da, dacă eram un președinte, atunci aici deja se punea și nimeni în care mi-a pus încredere. Verificat și urmă. Nu ai bine să n-ai încredere. Nici ai verificator? O, urna, urna. E un buletin din vot era Marian. Era marcat. Urna. Dacă nu iese o urmă, era mai mult. Dar soare. Soare nu era germat. Ajutați-o. E bă, are un paianjen, dar nu-i de la PSD. Vă spun sigur. Bine, bine, auzi, Marian. Bine, la mine vezi. Cine o pune? Bine. El trebuie să mă ajut. Marian. Marian, nu-i la PNV la noastră. Chiar ar fi cum să ies unul la DNV. N-a fost să fie, poate. Da, trecem la procedură, mai departe. Numai un pic să luăm tabelul. Vedeți sub dosarul dumneavoastră este. Ia cu da? La ciuma roșie. Deci începem... Da. Da. Începem cu ordinea. A fost Radu Vasile. Ciuma roșie. Atunci, a doar nu trece un minut. Nu e. Tu puteai da 4 ani? Ce mă rog? Ce treabă? Aici. Înțeles cu X, nu? Cu X, da, cu X. Cu X, da. Urmează Bobeică Claudiu. Și fix. Cojocaru Macadam Cosmin Vasile. Faz doar eu. Crăciun Ionuț. Marius Andrei.
Vorbesc la urmă. Nu știi cum are? Îi trezăm la urmă, dar e tot cu știu ce am. Păi da. Violetă, parcă. Mai de nou? Ai fost omul greșit? De obicei nu greșit, dar știu. Gennadia Daniel. Crăciun Ionuț. Pe da, înțeles. Crăciun Ionuț.
L-ați votat cu roșu, măi, oameni buni. Crăciun Ionuț? Ăsta la mine. Crăciun Ionuț? Iurcă Ioan? Crăciun Ionuț? Crăciun Ionuț? Da, cum ești? 7-1. Ia mai. Da. Vrei să spui tu? 5. 8. Domnul Crăciune, nu ții următorul viceprimar pentru 4 ani. Felicitări neam, domnule. Va ieși treabă. Va ieși treabă. Cred că președintele poate ne-am răzut, care nu cuvânt de spus, nu? Nu, nu, dar e pe doamnă președinte. Îmi permiteți, doamnă cuvânt de spus? Da. Cumva rezultatul de astăzi era previzibil. La jocurile politice care s-au făcut din partea colegilor noștri socialiști. Degeaba râs, domnule, lasă-mă să vorbesc, te rog frumos. Dă-mi voie să vorbesc. Ai întrerupt atâția ani, domnule consilier local Marian Dogaiu. Ședințele consilier local, te rog frumos să mă lași să vorbesc. Te rog respectuos. Președintele Partidului Neam Românesc nu a fost consultant pentru această propunere. De aceea, în calitate de președinte al Partidului Neam Românesc, să vadă toți cetățenii comunia său. Nu am fost de acord cu această propunere. Punct. Partidul Social Democrat s-a arătat un partid mare. Trebuia să-și aibă propriul candidat. Nu să facă înțelegeri peste președintele unei organizații locale. Ați făcut înțelegere, stimați colegi la PSD, peste mine. Ați fost la oamenii mei și i-ați pur și simplu ați bombardat cu promisiuni și cu minciuni. Sunt aici de față. Domnul Cotfaț Orel, la care ați fost și l-ați înnebunit și l-ați stresat. Nu este corect așa ceva. Nu se face așa ceva. V-am chemat pe data de 28 septembrie la negocieri. V-am spus ca să fiu ales viceprimar eu. Ce ați făcut? V-ați bătut cu pumnul în piept și ați spus că tu nu vei fi niciodată viceprimar, Cătălin Oniga. Domnule Cotfaț Orel, așa a spus? Domnule Crăciunul, așa a spus? Pentru voi, ca asta să vedeți. Lasă-mă să vorbesc, te rog, până la final, te rog frumos, mă trebuie. Păi da, îi faci pe doar eu. Lasă-mă, te rog frumos. Domnule președinte, vă rog frumos să mă lasă să vorbesc, la unul poate să adauge. Dar mi-a adresat o întrebare. După asta, vă rog, poate să adauge. Respectă, te rog, dreptul la cuvânt acelorlalți. Pe 28 septembrie v-am chemat la negocieri, nu ați vrut. Și ați spus că niciodată nu voi fi viceprimar. Ai plecat de acolo, de la negociere, din casa lui Crăciun Ionuț, cu gândul că dumitale vei viceprimar. Nu, am spus că nu putem fi de acord cu așa ceva. Ne-ați sunat peste câteva zile, cum am dat comunicatul acela pe Facebook, dacă ați citit, și v-ați răzgândit în privința mea. Pur și simplu erau jocuri politice ca să ne nebuniți și să ne duceți la dezbinare. Asta este, se pare, expertiza unui partid mare, cum e PSD-ul în comuna său, dragi cetățeni. Dezbinarea și minciuna, că așa au fost învățați să facă. Cum să treci peste președintele organizației? Domnule consilier local Marian Dogariu, dacă eu mergeam și să spun. Domnule, de câte ori te-am rugat să te pun viceprimar? Domnule, v-am chemat pe 28 septembrie la negociere să ne cunoaștem. Nu poți discuți, ai avut și n-ai avut viceprimar. Acum a zis, acum ai avut viceprimar. Lasă-mă, să vă trebuie să mai văd cum ai Am fost 4 ori și jumătate, am stat în casă, l-am rugat să pun viceprimar. De ce? Președinte, de ce mi-e să? Stați, de ce a prins omul meu? De ce a prins omul meu seară fără acordul meu? V-ați scoat dimineața asta și v-ați scoat dimineața asta și v-ați spus haideți să facem probleme. V-ați sunat în dimineața aceasta și v-ați spus să mergem cu propunerea mea de viceprimar? Dar de ce m-a oprit să pun viceprimar? Nu, 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 v-ați sunat, dar să
Dar cine ești tu? O lună și jumătate te-a rugat să te pun viceprimar. Da, ok. Și atunci de ce minți? Domnule, dar v-a rugat în ea. O lună și jumătate te-a rugat să te pun viceprimar. Atunci de ce minți? De ce spui cetățenilor că nu te-a rugat? Dați-i voi, dați-i voi, vreau să vă domnule, ceea ce ați făcut nu se face. Cum să nu se facă? Asta e politică, dar ce trebuie? De ce v-ați făcut propunerea? Uite, domnule, propunerea Cătălin Olinca președinte. Și să vedem ce e. O lună și jumătate te-a propus zice primarul. Domnule, te rog frumos, vorbește frumos, domnule. O lună și jumătate te-a propus viceprimar. Ok, domnule, de ce nu m-ați propus asta? Să vedem ce ieșea. A, păi stai, frate, că vrei tu. Da, de ce nu m-ați propus asta? Că n-am frumos. Vă mulțumesc frumos pentru propunerea dumneavoastră. Omul ăsta ar trebui dreptate, domnule. Domnule, omul ăsta ar trebui dreptate. L-ați propus, a văzut mărșăvire și mizeria care a văzut. Așa. Și omul s-a retras. De ce nu m-ați propus? Am avut o propunere. Ce vreau pune un om peste mine? De ce l-ați votat pe Crăciun, domnule? De ce l-ați votat? Nu, bă, că l-am votat 7-5. Plăzătem 5-6. Așa, atunci care-i problema de asta dacă noi ne-am votat? Nu, care am crezut din urmări. Vă mulțumesc, domnul președinte Consiliului. Vă rog frumos, domnul președinte de ședință, domnul președinte PSD, vă mulțumesc. Pentru că nu m-ați propus astăzi, că eu poate accepta. De ce nu m-ați propus? Dacă mă propuneați astăzi și refuzam în fața locuitorilor cu neasemenea vinovat. Dar nu m-ați propus, lasă-mi la și jumătate. Nu m-ați propus astăzi, eu nu am nicio vină. Vă mulțumesc frumos. Și vă rog frumos de acum înainte să respectați dreptul la cuvânt al celorlalți. Sau du zilele când orice vorbeați, domnule. Dar nu dreptul la minciună. Domnule Marian, domnule consilier, m-ați dedicat în campanie, m-ați făcut 8% și făcut, ne-ați făcut campanie de mânci cu partide, iar până și acum aveți dubleu să spuneți mie că eu sunt mincinos, m-ați făcut mincinos de mă tot. În campanie, m-ați făcut mincinos și de mă tot. Nu se face așa ceva. Vă rog frumos să respectați dreptul la opinie. Nu este, nu se face așa ceva. Dacă era propunerea mea astăzi, vă credeam că erați de bun cuvânt, dar nu a fost propunerea mea. Înseamnă că a fost să ne denigrați partidul nostru. E aflat că Partidul Neam Românesc este unit, nu se va denigra, vom vedea pe viitor ce vom face. Am avut o vorbă cu Crăciun Ănuț, omul din partidul meu, că este la Neam Românesc, nu e la PSD sau PNL. Eu nu sunt nici PSD, nici PNL. Noi suntem la Neamul Românesc și așa voi rămâne pentru totdeauna. Sunt naționalist, domnule, și nu mi-e rușine cu aceasta. Da, sunt naționalist. Nu am dezamăgit locuitorii comunei său, am depus jurământul și voi face datoria, stimați asemenea, din Consiliul Local pentru dumneavoastră. Sunt aici la ordinul noastră, nu la ordinul partidelor. Așa este, domnule Dorel. Așa este. Crăciun, domnule, așa este. Ești viceprimar, felicitări din partea mea. A fost propunerea fără acordul meu. Fără acordul meu, nu sunt de acord cu aceasta, vom vedea ce vom face. Te-au dorit, părăzit. Felicitări. Asta e viața. Ești partidul meu deocamdată. Vom vedea pe viitor ce decizie vom avea. Vă mulțumesc frumos. Domnule președinte de ședință, domnule primar, prima mea rugăminte în calitate de nou consilier este aceasta. Să avem fiecare dreptul la 2-3 minute pe ședință să ne expunem punctul de vedere. Fiecare să-l expune așa cum simte și așa cum crede de cuvință. Să ne respectăm dreptul la opinie și să vorbim scurt și cuprinzător ceea ce avem de discutat și nu pe lângă. Absolut. Dacă se poate, rog fiecare să vorbească, da, că trebuie și pentru. Ședințele vor fi civilizate. Așa mi se pare și normal. Doi la mână. A doua chestiune. Domnul Oniga știe foarte bine că în momentul când dă cu piatra, lovește în toată lumea și nu doar într-un singur om. Dacă noi, din partea Partidului Social Democrat, ne-am stabilit niște ținte, ne le-am afirmat și ne le-am spus, fără să jignim pe nimeni. Este dreptul nostru constituțional de a ne expune părerea vis-a-vis de ce, de cine alegem și de ce alegem să facem acea alegere. Știți foarte bine că și eu personal am discutat cu dumneavoastră și am spus că trebuie să ne asumăm deciziile pe care ne le luăm în această lege. Și dacă dumneavoastră, ca președinte de partid, spuneți că nimeni nu are voie să facă altceva decât spuneți dumneavoastră, punctul meu de vedere e că este o gândire dictatorială și îngrădește dreptul la libertate de opinie a colegilor de partid. Din punctul meu de vedere, între noi, aceste discuții n-au fost, nu sunt și nu cred că vor mai fi, fiindcă consider că toți avem o parte de implicare personală și în campanie, și în afara campaniei, și trebuie să fim colegi cu toți. Mulțumesc, domnule. Pentru că a fost
adresate foarte multe cuvinte la adresa PSD-ASA, membru fiind, vreau să clarific și eu următoarele lucruri. Prima variantă pentru viceprimar al comunei ASA era normal să propunem pe cineva din partidul nostru. Am văzut că nu se poate, avem dreptul să facem o majoritate pentru ședința de astăzi cu cine vrem. Eu consider că un președinte de partid nu trebuie să dicteze alegerile fiecărui membru de partid. Dacă noi ne-am orientat către un consilier local din alt partid, nu cred că... Nu v-ați orientat, doamnă, l-ați corupt. Eu n-am corupt pe nimeni. Nu dumneavoastră. Organizația noastră, l-ați corupt. Domnule, vă mulțumesc. Da, să rămân. Atât timp cât ne întâlnim personal și nu sunteți în stare să răspundeți la vă rog frumos să vă corectați. Nu sunteți în stare. Sunt în stare. Un om cu coloana vertebrală, oricât de multă ură ar purta cuiva pentru o perioadă de campanie, se comportă așa cum vă comportați dumneavoastră. Vă mulțumesc. Acum mai vrea ce mai mult să vă inutil. Domnul viceprimar, ales. Spune câteva cuvinte, ai fost ales spaie și pălărie. Omul stă are o problemă, dacă vrea câteva cuvinte, să spune că e la neamul românesc, vă aduc aminte. O să repet aceleași cuvinte care au venit domnul președinte al Partidului Neamului Românesc. Nu sunt nici președist, nici penalist. Am luat această decizie ca să putem da drumul la treabă în comune, pentru că a trecut deja mult timp de la alegeri încoace și pierdem timpul. Corect. Cetățenii ne interesează că e de la PNL, că e de la PSD, că sunt lupte politice, ne interesează să punem mâna pe treabă, să ne apucăm de treabă. Nu înseamnă că o să fiu de o majoritate sau alta, atât timp cât colegii o să mă accepte, bănesc că sunt puțin supărați pe mine, dar eu am considerat că cel mai bine pentru comune să iau decizia asta. Vă mulțumesc. Sperăm să fie bine, doamne. Doamne ajută. Zicem la următorul de pe ordinea de zi. Numărul 4. Alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Da. Începe tot PSD-ul să-și facă propunerea. Până acum au fost organizate 3 comisii de specialitate. Cei care veniți din mandatul anterior le cunoașteți. Era proiectul. Așa. Comisia pentru program de... Deci începem cu comisia numărul 1, program de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrația domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț. Trebuie să fie 5 propuneri. Da, dar prima oară vă consultăm dacă sunteți de acord să menținem aceleași comisii ca în mandatul anterior. Da. Nu cred că Următoare, îl citesc. Da? Comisia 2, învățământ, sănătate, cultură, activități sportive și agrement. Și comisia 3, administrație publică, juridică, protecție socială, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor. Sunteți de acord cu asta? Da. Da? Da. Da. Mulțumesc. Și acum trecem la prima comisie. Vă rugăm propuneri pentru prima comisie, Comisia pentru Dezvoltare Economică Socială. Vă rugăm. PSD-ul? PSD-ul propune... Acum, nu știu, în Comisia Economică a făcut parte domnul primar din Comisia Economică mandatul trecut. Din actualii colegi, propunem pe Radu Apostol și Cosmin Cojocaru. Și, dar nu știu, aveam nevoie de cineva care a fost în Comisia Economică. Cine a fost în Comisia Economică? Propunem și domnul Țuțu, dacă... Nu știu, ai să păstrezi Comisia Economică? Ca dacă acolo am fost. Dacă nu te deranjează. Propuneți de PNL-ul. Noi propunem ce avem făcut și v-aș și dacă se trece, se trece, dacă nu, nu. Atunci propunem la Comisia Economică Țuțu Dorel, Radu Apostol și Cosmin Cojocaru.
Trebuie să supunem la vot asta sau trecem după aia la... Nu, ne duce noi. Care variantă o supunem la vot? Se completează comisia și după aia să vedem la comisia și care... Deci, eu mă înțeles, propunem de PSD, a fost suratul, poștul care a fost momentan. Deci, la partea politică pe PNL, da? La PNL, cum spuneți, dragi? De la PNL, Nicolae Gustăr și Cuba Izvan de Gustăr. Nicodim Costel și Paisan din Costel. Neamul Românesc. Din partea Neamul Românesc, îl propunem de domnul Cătălin Onilă. Nu știu cum se face propunerea. La Comisia Economică. A, nu, nu, domnul Cătălin Onilă. Păi trebuie să fim atenți, domnul Vicepreședinte. Da, nu știu cum se face propunerea. Domnul Cătălin, da? Comisia numărul 2. Învățământ, sănătate, cultură, activități sportive. Vă rog, domnul. La domnul Claudiu Bobeică și Marcela Hangan. PNL? La învățământ. PNL, învățământ. PNL, domnul Puiu și cu domnul... Nu. La învățământ, domnul Ion Turcă. Vă rog, să fiți domnul. Am fost atent, scuze. Se mai greșește, domnul. La PNR-ul? PNR-ul? PNR-ul. La învățământ? Domnul Monica Cătălin. Așa, și rămâne al cincilea domnul... Nu, mai trebuie comisia juridică. Oftim? Mai trebuie comisia juridică. Mai avem un loc la învățământ. Mai avem un loc la învățământ. PNL-ul numai unul. Gheorghe Ion și Onica Cătălin. Mai este un loc la învățământ. Și la economică ți-a completat? Da. S-a reglat la învățământ și la economic. Economica a fost urat. Domnul Carl Cosmin, Nicodim Costel, Paismarti Costel, Costel. Stați un pic. Păi și noi l-am rugat și pe Tutu Durel. El nu mai are de... Da. Trebuie să... Adică dacă e singur... Dacă e singur, mai faci parte din comisie. Să faci o comisie singur. Eu stau atât mai faci la niciunul. Trebuie respect. Am luat PSD, PNL, PNR și nu mai exista loc pentru România. Păi nu, dar deci bă, și noi suntem de acord, trebuie să votăm, nu? Deci nu vot, da. Pentru ce, de ce v-am spus? Hai să terminăm o comisie să o votăm. Facem altă comisie, o votăm. Cum vreți să lucrăm? Dar ce e rău în asta? Trebuie să... Domnule, ce votăm la urmă? De exemplu, nu suntem de acord. Am vrea ca Tuțu Dorel, care a făcut parte din Comisia Economică și mandatele... Nu, mai, dar dumneavoastră nu are nicio vreme de cererea României. Se iau în ordine. Se iau în ordine. Se iau în ordine. Pentru că nu suntem mandatele la urmă. Oarecare comisie. Păi... Eu cum să pune ceva să de dictatură. Și locul 5. Ar fi domnul Tuțu Dorel. Nu, dar în condițiile în care Tuțu Dorel nu vrea la economic... Îl întrebăm. Avem noi propuneri. Că n-am terminat, dacă... Ați propus doi oameni. Domnule, am zis că merge treaba așa. Dacă spus... este loc, da, dacă nu, nu mă supăr. Păi dacă este loc, de la trebuie să intru. Fără nicio comisie. Pa. Atunci nu e astăzi. Ați dat propuneri cu Tuțu Dorel. Ați dat lucrurile astăzi. Trei comisii de cinci. Dacă vreți să vă sigur se poate. Deci trebuie să fie trei comisii acolo. Ce nu spune numai ceva. Treceți la următoarea comisie. Da, atunci, doamna secretară, dacă vreți să avansăm, propunem o comisie, o încheiem. Sau la un... La un dacă la un moment dat le propunem pe toate... Nu, am înțeles tocmai de asta, dar n-am știut asta, că nu s-a lămurit atunci. Și am vrea la economic să mai propunem pe Hanganu Marcela. La economic. Dar sunt 5 persoane acolo. Ce treaba dacă sunt 5? Nu am înțeles nici ce vrea domnul consilierul Camarena. Știu. Doamne, puteți să... Hai să trecem la Radul, pe Cosmin și pe Marcela la economie. Marian, da. Eu n-am loc, Marcela are loc. Păi dar asta eu n-am înțeles. De ce nu te lasă să fii ca... undeva trebuie să fii? Păi în cazul ăsta este la te împingi undeva la învățământ. Nu știu, vrei să te duci la școală sau... Ai fost în Comisia Economică, am crezut că poate vrei să câștigi cum mergi. Păi azi să ne-am uit tot acolo, dacă am păi asta am fost spus. Lasă, zis, dacă îl lasă, vine adreul, lasă, dacă nu facem următoarea propunere. Păi îl lasă, dacă vrea, și scoatem noi unul de la noi, de la economic. Ce l-a lasă? Scoateți unul de la dumneavoastră? Scoatem pe Radu de la economic. Înțelegeți, doamnă, avem doi, la Comisia Economică. Și l-am propus, dacă domnul Tuțu e de acord, să fie și el la economic. Înțeleg dumneavoastră și l-am să trebuie să înțelegeți că noi am luat în ordinea voturilor care a fost
partidului. Bun, atunci o să rămână dumitale comisia. Scoatem pe Radu de la Comisia Economică și rămâne domnul Țuțu Dorel, pentru că are experiență la Comisia Economică. Dacă sunteți de acord. Da. Așa și pune la pune pe Radu la învățământ. Țuțu Dorel. Radu la învățământ? Nu. Da, păi, dar trebuie un loc undeva, nu? Cum la juridică. Păi nu așa. Dacă ne-a dat cu dacă ne-a dat cu propuneri, păi terminăm cu propunerile. Înțelegeți și în care e ideea. Colega nu înțeles că domnul Țuțu nu ține neapărat să fie în Comisia Economică și noi am propus doi în Comisia Economică. Țineți cont de ei, vă rog frumos. E luați pe toți atunci. Da, asta ce vreau. Trebuie să dați juridică. Nu, da, trebuie completată învățământ. Am avut doi. Propuși și rămân aia. Dacă domnul Țuțu nu vrea să fie în Comisia Economică, e treaba al dumnealui. Sau mă rog, noi să permit. Oriunde. Da, asta am spus. De ce se poate Angana Marcela, de ce nu pot eu? Dar zici că nu ai voie când ești mic. Dar ce nu-ți treaba asta? Doamna secretară a luat în ordinea partidilor, înțelegi? 6-5-3. Și dacă se ocupă Comisia Economică, domnul Țuțu văd că nu mai poate face parte. Deși asta se votează. Domnul Țuțu a spus că nu contează. Eu nu înțeleg un lucru, domnule consilierul Camarada. Ce să vă spun? Cum vorbește numele partidului din România? Domnul Țuțu are putere de decizie să în ce comisie dorește să fie. Ții desfășurarea ședinței pe loc. Dar Dumnezeu e dictator, vrei să duce cine da, avem două propuneri, doamna secretară, și atât rămâne alea, da, la Comisia Economică. Poți fi propus să domnul spui că eu vreau să fiu... Dar se completează 5 persoane la fiecare. Eu am spus că sunt de acord. Dar nu dați la ce mă. Dacă avem dreptul să-l propunem, să-l propunem. Haideți să ne elaborăm cartea și ce fac și eu în deci, Comisia de Specialitate pe Economic, PSD, a propus, a fost Radu și Cojucaru Cosmin. Rămân așa? Rămân acești doi oameni? Da. PNL a propus Nicolin Costel, Paisvantul Costel. Rămâne așa? Da. PNL-ul? Și PNL-ul pot fazăre. Doamne, știți că se făcea cândva apartenență la câte un grup, se forma grupuri politice, grupuri pentru formarea comisiilor. Nu mai sunt valabile. Nu mai scrie în cod administrativ așa ceva. De asta am mers de asta am întrebat ca să știu, dar... Da, să-ți vreau să mă încheiat. Dar și sunt 5 persoane. Tot ați apare, câți la economie, câți la învățământ, câți la... Tot ați faci parte dintr-o comisie. Sunt 3 comisii, cât e 5 și domnul... De asta am și dezbat. M-am dezbat? Nu. Domnul Țuțu, vă rog, haideți să... Urgentăm, că n-are rost să stăm. Domnul Doamnă, ședeți să spune am informat. Domnul Doamnă, dacă și poate. Trecem la comisia numărul 3, administrație publică. Dacă nu vrea să propun un... PSD-ul. La juridic... Cine mai rămâne? Daniel și Marian Dogariu. Daniel Ghenade și Marian Dogariu. PNL-ul, domnul Doamnă și cu domnul Fergiu Marx. Și la Neamul Românesc? Să facă PSD-ul propunerii, că văd că tot are treaba cu Neamul Românesc și nu mai are președinte cu Neamul Românesc. Să faceți o propunere, vă rog frumos, domnul președinte. Văd că vă pricepeți la propunere de la partidii, numai de la vostru. Vă rog. Să punem la vot comisiile. Vi le mai citesc? Încă o dată, ca să fie... Comisia Economică. A fost Radu, Cojucaru Cosmin, Nicolin Costel, Paisvante Costel, Porfa Dorel, Comisia Învățământ, Claudiu Bobei, Hamar Marcela, Iucă, Ioanica, Cătălin, Cuții Dorel, și Comisia de Administrație, Genare Daniel, Dogariu Maria, Felicu Mariu, Eugen Bruiu, Felicu Meros. Supunem la comisiile. Cine este de acolo? Împotrivă, se abține cineva? Unanimitate a fost aprobat. Încheiem. Dacă nu mai dorește cineva? Mai dorește cineva să ia cuvântul, să spună ceva deosebit, să spună domnul primar, dacă aveți ceva de spus? Nu. Mulțumesc colegilor, felicit pe domnul nou viceprimar. Sperăm să putem colabora, să putem lucra. La fel cum zicea și domnul Bobeică, în liniște, în... Păi da, dezinformările văd că au început, nu știu dacă chiar domnul Onica Cătălin,
și cetățenii comuni, eu știu foarte bine. Domnule, l-am rugat într-o lună și jumate, din nenumărate ori. Băi, Cătălin, vino să te punem viceprimar, vino să lucrăm. Nu a acceptat. El a spus, hotărârea lui este că susține pe domnul Ghiurcă. Noi am vrut să facem o majoritate, am reușit, asta este în politică. Ce spune el că nu... Domnul Ghiurcă, domnul profesor. A fost... Dar doar să doamne de fapt, domnul a fost domnul Claudiu personal la el. Am fost personal la domnul Dorel Cotfas 4 ore și jumătate într-o seară. Am negociat ce-a explicat. Martori au fost vărul lui Cătălin, ăsta, Gheorghiță Oniga. Din nenumărat, am fost la poartă la el cu doamna Maricela, la mama lui. N-a vrut să iasă, a spus că doare capul, că are nu știu ce are. Asta, nu? Da. Deci chestii care el și el ne spune că nu înțimă. Domnule, mă las să vorbesc, păi tot acum ați zis că să vorbesc. Vorbiți, doamnă frumos. Păi de tot mai de asta. Vorbiți și după îmbatul ieșirii. Păi de asta vreau să spun că cetățenilor a fost invitat la negociere, a fost, nu a vrut să vină la discuții niciodată, nu a vrut, doamna Marcela l-a chemat de nu știu câte ori, băi, hai să stăm de vorbă, nu a acceptat invitația. Ce să-ți fac, domnule? Asta este, în politică și... Mulțumim, da. Să sperăm să da. Îmi dați voie, domnule ședințele, aveți o vorbă foarte frumoasă, domnule primar, tu nu știi politică, când ați venit atunci la, în casă la domnul Cotfas Dorel, mi-ați spus, tu nu știi politică, Cătălin. Tu nu te pricepi la politică doar din cărți, știi? Păi, dar știi, recoarte, da? Domnule, da? Așa să fie. Nu cumva aceasta ar fi să băgați bățul printre gard, cum se spune în vorba românească, domnule primar, și să faceți așa ca să-mi ridicați neamul românesc, să-mi dezvinați partidul? De ce nu ați făcut astăzi propunerea de pentru viceprimar pe Cătălin Oniga? Să vedem dacă astăzi Cătălin Oniga a refuzat, atunci se adeverea faptul că eu v-am refuzat o lună și jumătate. De ce astăzi nu ați spus că eu azi v-am sunat? Domnule, v-am sunat pe dumneavoastră. Astăzi. Domnule Dorel, era în mașină când m-am sunat. Ți-am lăsat pe domnule Dorel, m-am sunat la ora 1, m-ai sunat. Domnule, v-am sunat astăzi, nu contează ora. Ai luat lumea în genunchi în față. Lasă-mă, domnule consilier. O lună și jumătate. Domnule președinte, reședință, i-am acordat replică. Vă rog să-mi acorde dreptul la replică. Vă rog. Da? Ca să spun totul, dacă spune și domnul primar și domnul consilier. Hai să fim civilizați decât. V-am sunat și v-am rugat. La 1:30. Domnule, la 1:30, la 13:30, nu la 1:30. V-am rugat. Haideți să mergem în pozitia mea. Dacă v-ați rugat reușit să influențați un om din echipa mea, asta este. L-ați influențat. Dar lucrurile nu cred că vă rugat. Nu l-am influențat, am făcut o majoritate. Deci nu poți să spui că e corupt, că omul și-o, dacă el își vindea votul... L-ați lăsat influențat. Domnul Cătălin, dacă omul își vindea votul, da, dar așa omul s-a votat pe el. Domnule, dar cine ne-a și nu puteți să trece peste președinte de ședinte, de organizație locale. Președinte de organizație locale nu este de acord cu această propunere, trebuia să-l propuneți astăzi, punctual. Și dacă propuneați astăzi și eu refuzam, eu la adică să vadă cetățenii comunia său, cum a lucrat și care este tactica PSD-ului comuna său. Stimați cetățenii, eu nu am refuzat postul de viceprimar. A fost chemat la consultări cu Maria Drogariu și a spus că avea dumneavoastră. Chiamă la succes. Eu mă bucur că ați avut înțeles. Cine a subit votat și voi, dar nu avea 8. Noi eram doar 6. Mă bucur că l-ai votat și tu. Cine l-a votat? Mă bucur că nu este. Mă rog, fie rășine. Domnul colegi, am asistat la un circ fabulos. Exact. Și îmi place, îmi dirige mai mult acest circ. Sunt dezamăgit de modalitatea în care se pun problemele. Domnul primar afirmă aici și a afirmat de nenumărate ori că am discutat cu domnul Oniga Cătălin și să te punem viceprimar, Domnilor, mă bucesc ce înseamnă să te punem viceprimar. Exact, cine votă viceprimar? Domnul Dogariu, haideți mare literat ce sunteți, explicați-mi și mie să te punem. E mai greu, e mai greu. Eu chiar nu înțeleg acest... Deci am spus, circul este frumos, îmi place. Probabil că va decurge de aici încolo multă vreme acest circ. Eu sunt dezamăgit de modul în care un partid care ține la prestanța lui, ține, cel puțin la nivelul comunei a său. Pentru că la nivelul comunei a său, părerea mea că PSD-ul nu poate fi scos decât cu forța său. Serios, dar nu are un candidat pentru funcția de viceprimar. Interesant, foarte interesant. Noi, Partidul Național Liberal, ne-am păstrat linia
din campania electorală și o afirm cu tărie. N-am jignit, n-am denigrat pe nimeni din candidații care au și-au depus mandatul pentru primar. Nu voi denigra niciodată pe actualul primar, este alesul locuitorilor comunii și felicit pe locuitori că și l-au ales. Îl felicit totodată și domnul primar. Dar am o mare rugăminte. În toate ședințele pe care le vom avea de aici încolo, și foarte probabil va fi una foarte devreme, din ce am înțeles, și o ședință cu oarece tentă, zic eu, nu mă am pronunț, o să discutăm la timpul respectiv și o să ne spunem punctul de vedere vis-a-vis de această ședință. Sper ca prioritățile să fie altele. Și când spun lucrul acesta, vă rog să meditați foarte bine la ceea ce vă spun eu acum. Prioritățile comunei, așa cum a spus domnul viceprimar ales, să punem osul la treabă. Așa am înțeles eu. Și pentru asta l-admir. Asta înțelege dumnealui din toată istoria de astăzi. Trebuie să punem un număr la treabă. Dar dacă vom veni cu niște, spun eu, niște propuneri futuriste, spun eu, și știți foarte bine la ce mă refer, nu vreau să mă să spun astăzi ceea ce voi spune în marți, când va fi ședința, să meditați foarte bine la ceea ce vreți să faceți. Pentru că locuitorii comunei deja vorbesc și iarăși vorbesc. Și ferească Dumnezeu că aceste vorbe să nu se transforme și în altceva. Serios? Vă doresc succes, vă doresc succes, nu a venit pe nimeni. Dar ce s-ar putea transforma vorbele astea la vorbele? Interpretați dumneavoastră ce doriți. Domnul președinte, dacă dați voi numai o secundă, vreau să fac o singură rectificare la ce a spus domnul. Da, dați voi să termină în moment. Da, vă rog frumos, da. Puteți n-am să rectificați despre dumneavoastră. Am spus că urez succes primarului, viceprimarului, președinților, comisiilor care vor fi alese între ziua ședinței de Consiliul Local care va avea loc săptămâna viitoare și tuturor consilierilor care au experiență, nu au experiență, de o vor dobândi. Pentru că nici eu n-am avut experiență când am venit în domnul Consiliul Local. Mulțumesc. Da, vă rog. Atâta o singură rectificare, vreau să reformulați verbul acela a face, să facem. Și cine vă oprește, domnul? Nu, nu. Dumneavoastră am spus să faceți. Eu am spus, hai să facem toți. Fiindcă nu doar eu, nu doar dumneavoastră, ci toți împreună trebuie să lucrăm pentru binele oamenilor. Domnul profesor, aici nu suntem la partea la dar în momentul în care vă... Lăsați doamna Silată, doamna Roșu, îmi pare ce lăsați pe-n gaz, poate am greșit, îmi cer scuze. Deci s-a terminat discursul. M-ați corectat destul pe mine pe Facebook, acolo în campanie și... Vă rog, deci s-a terminat ședința, vă mulțumim pentru participare, pentru ce s-a făcut și ne vedem la ședința următoare. Mulțumim! Să facem treaba.